Gafă protocolară de proporții în cadrul vizitei de marți a președintelui Maia Sandu la București. Drapelul de stat a Republicii Moldova a fost arborat greșit în timpul întâlnirilor pe care le-a avut șeful statului cu omologul său român, Claus Iohannis, și președintele senatului, Anga Dragum. Din imaginile făcute de la cele două întrevederi se vede că drapelul țării noastre a fost arborat pe verso. Potrivit legii cu privire la drapelul de stat la aranjarea tricolorului în cadrul acțiunilor protocolare, trebuie atrasă atenția la ordinea culorilor, precum și la direcția de orientare a ciocului acvilei de pe stemă. Aceasta trebuie întotdeauna să privească spre dreapta. În caz contrar, drapelul se va considera aranjat pe verso, așa cum a fost în cazul vizitei președintelui Maia Sandu la București. Potrivit normelor de amplasare a drapelului, este responsabil serviciul de protocol al țării noastre. Deși această critică a fost Publicată în spațiul mediatic și a fost adusă la cunoștința publicului, președinția nu a venit cu vreo explicație. Contactat de redacția TV 6, purtătorul de cuvânt al instituției, Sorina Ștefârță a declarat că s-a produs o eroare regretabilă.